Fapte 3, de la 1 la 9. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, în această dupămasă de vară deosebit de călduroasă, ne-am adunat aici, în cortul întâlnirii Piatra Vie, ca să participăm la un serviciu divin de evangelizare. Suntem de ceva timp împreună, am ascultat cântări care au fost intonate pentru slava lui Dumnezeu, ne-am și rugat împreună, iar acum este timpul să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. E plăcut și dulce să fim împreună și David scrie în Psalmul 133 lucrul acesta. Și el spune că acolo unde frații locuiesc împreună, Dumnezeu dă viață, Dumnezeu dă binecuvântare. Cortul întâlnirii Piatra Vie. E plăcut să ne întâlnim împreună, unii cu alții în această dupămasă, și am văzut frați și prieteni de la Siria, din Arad, din Germania, din Statele Unite chiar, și poate și din alte locuri de pe pământ. Făcând parte din aceeași familie, ne place ori de câte ori avem ocazia să fim împreună. Dar suntem conștienți că dacă Domnul nu este cu noi, dacă în acest cort al întâlnirii nu ne întâlnim cu El, nu câștigăm mare lucru din punct de vedere spiritual. Ne place să avem părtășie și să fim împreună. Dar farmecul întâlnirilor noastre îl face Domnul Iisus, Cel care a spus că ori de câte ori doi sau trei se vor aduna numele Lui, va fi în mijlocul lor. Suntem de ordinul sutelor în această dupămasă. Și vă asigur că Domnul Iisus este între noi. Îl binecuvântăm, îi înălțăm numele și am dorit ca în continuare să ne vorbească, să bată la fiecare inimă și să ne convingă pe toți că avem nevoie de El. Am citit în această dupămasă textul biblic ce vorbește despre vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă. O minune pe care Dumnezeu a făcut-o prin Petru și Ioan imediat după ziua cincizecimii. Vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă de fapt este împlinirea promisiunilor Domnului Iisus Hristos. Înainte ca El să se înalțe la cer, a spus: duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. În numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Iar în Fapte 1:8 citim: ce voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului.
la Ierusalim, Petru și Ioan l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos după ce Dumnezeu prin ei l-a vindecat pe ologul de la Poarta Frumoasă. Ologul acesta era un om infirm din Ierusalim. Avea peste 40 de ani și Biblia spune că obișnuia ca mereu să fie la această poartă a templului și să ceară ceva de milă de la cei care veneau să se închine. Într-o zi a avut o mare surpriză. Apostolii Domnului Petru și Ioan au venit și ei să se roage. Când au ajuns în dreptul lui, au spus: uită-te la noi! Și ologul aștepta să primească bani. N-a primit bani, a primit mult mai mult. Nu banii sunt totul în lumea aceasta. Sunt semeni de-ai noștri care nu știu altceva decât bani și iarăși bani. Știați până în seara aceasta că cele mai de valoare lucruri nu se pot obține cu bani? Cele mai importante lucruri se obțin fără bani. Cel care le dă este Domnul și El n-așteaptă banii noștri. Pământul cu tot ce este pe el îi aparține. Așteaptă de la noi credință, predare, să venim la el cu mare credință și să credem că ceea ce cerem, primim, pentru că el este generos, el este deschis și el vine în ajutorul făpturilor sale. Pentru că și Ioan i-au spus ologului: argint și aur noi nu avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și cel care n-a umblat niciodată, ologul cunoscut în tot Ierusalimul, a început să umble. I s-au întărit tălpile picioarelor. A primit putere în toate mădularele lui. Și a fost o minune care a pus în mișcare tot Ierusalimul. Și Biblia spune că a intrat în templu. Nu se mai despărțea de Petru și de Ioan. Și în pridvorul lui Solomon a avut loc o slujbă de evangelizare. Încăperea aceea a fost plină, cum e cortul întâlnirii Piatra Vie la Șeria în seara aceasta. Și Biblia spune că cei care au umplut pridvorul lui Solomon se uitau cu mare admirație la Petru și la Ioan. Și se uitau și la cel vindecat. Când la apostolii Domnului, când la cel vindecat. Dar Petru a intervenit și a spus: nu vă mai uitați cu insistență la noi. Noi l-am vindecat pe omul acesta nenorocit. Să știți toți, el este pe deplin vindecat în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. E normal să vă uitați la mine. Predic Evanghelia și stau înaintea dumneavoastră. Dar nu vă fixați privirile asupra mea. Sunt un om ca și dumneavoastră. E adevărat că pentru o vreme am o funcție importantă în cultul pentecostal. Dar uitați-vă țintă la Domnul Iisus Hristos. El este apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. E chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. El este Alfa și Omega. Cel din tâi și cel de pe urmă. Binecuvântat să-i fie numele. Pentru ce vă uitați țintă la noi? Omul e vindecat în numele lui Iisus, a spus Petru, și apoi a transmis un mesaj de evangelizare spunând: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Știți câți au primit mesajul? Știți că s-au întors la Dumnezeu?
După chemarea, după mesajul acesta, numărul bărbaților creștini a ajuns la 5.000. După ziua 50.000, erau 3.120. Acum, la scurtă vreme după ziua 50.000, numai bărbații erau număr de 5.000. Cercetătorii Scripturilor spun că, având în vedere că întotdeauna în istorie surorile au fost mai multe decât frații și au fost și copii, e foarte probabil că în Fapte capitolul 3, după evanghelizarea din pridvorul acela lui Solomon, numărul total al creștinilor a fost undeva între 15 și 20 de mii. Diavolul s-a supărat foarte tare. Au venit mai mari zilei, preoți, capitanul templului, și-au pus mâna pe Petru și pe Ioan în timpul în care predicau Evanghelia și chemau pe oameni la Hristos. I-au aruncat în temniță până a doua zi. Iar a doua zi i-au adus înaintea Sinedriului lui Israel. Sinedriul lui Israel era cel mai înalt for de conducere în religia mozaică atunci. Avea 71 de membri. Era prezidat de marele preot. Dacă vreți cum este Sfântul Sinod în Biserica Ortodoxă astăzi, sau Consiliul Bisericesc al Cultului Creștin Pentecostal din România. Și Petru și Ioan au stat în fața oamenilor care aveau poziție și putere, dar nu și-au schimbat mesajul. Și au spus cu o zi înainte, înaintea oamenilor simpli, au spus acum înaintea marelui preot, a preoților celor mai de seamă, a fariseilor, a saducheilor, a celor la care compuneau sinedriul, forul, organismul acela de conducere. Și vreau să spun înaintea dumneavoastră că Petru și Ioan, dar mai ales Petru, în mod deosebit în mesajul lui, dacă vreți, în pledoria pe care a ținut-o înaintea sinedriului, a spus trei lucruri. În primul rând, le-a spus celor pe care îi avea în față: omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Primul lucru pe care Petru l-a spus și l-a subliniat: omul acesta este pe deplin sănătos în numele Domnului Iisus Hristos. Și vreau să știe și să înțeleagă toți care mă ascultă cu atenție în această dupămasă că locul de la Poarta Frumoasă a fost vindecat atunci, 2000 de ani în urmă, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea să mai știți că Iisus pe care îl predicăm este același, neschimbat. În Evrei 13, cu o Biblia spune, Iisus este același ieri și astăzi și în veci. Oamenii se schimbă, Hristos rămâne același din veșnicie până în veșnicie, spune Moise în Psalmul 90. Tu ești Dumnezeu. Și pentru că Domnul nu se schimbă, credința este dată sfinților odată pentru totdeauna. Vreau să vă spun în această dupămasă că Iisus care este între noi poate vindeca bolnavii. Și dacă dorești vindecarea, ațintește-ți privirea la El, nu la mine. E normal să te uiți la mine că eu predic Evanghelia, dar cu ochii inimii, uită-te la El. Acum este în glorie la dreapta Tatălui și privește înspre locul acesta să vadă cine îl caută. Pe locul de la Poarta Frumoasă l-a vindecat Dumnezeu în numele Domnului Iisus
Și Petru a spus, meritele nu sunt ale noastre. El este pe deplin vindecat în numele lui Iisus din Nazaret. Când în urmă cu mai bine de 100 de ani, pentecostalii au apărut în Statele Unite ale Americii, au spus foarte des în predicele noastre. Pentru noi, Iisus Hristos este în primul rând Mântuitorul. În al doilea rând, El este Sfințitorul. În al treilea rând, El este acela care botează cu Duhul Sfânt. În al patrulea rând, El este Medicul Divin. În al cincilea rând, El este Domnul care se va întoarce după biserica sa. Vreau să vă spun, cred în vindecările divine, de la vârsta de 7 ani. Atunci Domnul a vindecat-o pe mama. Locuiam la Pilu, în județul Arad. Sigur, eram un copil, am văzut-o pe mama azi, foarte bolnavă, că avea o suferință care se vedea, și a doua zi nu mai avea nimic și a povestea, am auzit-o povestind vecinilor și rudenilor care au venit să se minuneze cum Domnul a vindecat-o, ce vis a avut azi noapte. Apoi, mi-aduc aminte foarte bine că în 1964, aveam atunci 9 ani, Domnul a vindecat-o din nou pe mama și vreau să vă spun cum, foarte pe scurt. Eram 7 copii mici în familie. Eu sunt întâiul născut. Cel mai mic avea numai câteva luni. Și mi-aduc aminte că mama s-a îmbolnăvit și s-a dus la dispensarul din sat. Nu era medic în comuna noastră, era într-o comună vecină și venea, din câte țin eu minte, de 2 ori pe săptămână. Și mama s-a dus la doctor și doctorul era convins că are o tumoră în gât. Cancer, cum spunem noi. Speriat, cunoștea familia noastră, știa că sunt mulți copii, a zis, Doamnă, imediat la Arad, vă dau trimitere la Arad, duceți-vă de urgență și data viitoare când vin în sat, veniți și spuneți-mi ce a spus medicul specialist de la Arad. Și mama nu s-a dus, a chemat un frate prezbite care a făcut ungerea cu un de lemn în numele Domnului Iisus, s-a rugat pentru ea. Dar când doctorul a venit în sat, a revenit, s-a dus la dispensar. Și am auzit-o pe mama spunând, stăteam în sala de așteptare împreună cu mulți săteni de-ai mei. Când doctorul a deschis ușa cabinetului și m-a văzut în mulțime, m-a chemat imediat înăuntru. Stai jos! Ai fost la Arad? Domnul doctor, n-am fost. Era foarte sfioasă și foarte credincioasă. Și atunci doctorul a început, voi, fanaticilor, nu-ți pasă că lați 7 copii fără mamă? Așa sunteți voi. Și a mai spus ceva și apoi a spus, hai să te văd. S-a uitat în gâtul ei, era curată. Nu mai avea nimic. A deschis ușa cabinetului, era în 1964, era Gheorghiu Dej, erau prigoniți creștini atunci. Și a spus celor care așteptau, uitați-vă la oamenii aceștia. Ce fac, ce nu fac, nu știu, dar se vindecă. Evident că doctorul și-a dat seama despre ce este vorba, iar eu ca și copil am crezut și am reținut, am ajuns apoi să predic Evanghelia, să fac ungeri cu un de lemn bolnavilor care au solicitat lucrul acesta. Am văzut foarte multe vindecări divine și spun la cortul întâlnirii Piatra Vie de la Șiria astăzi, Iisus este același, El este medic divin, toate sunt cu putință celui care crede, spunea Domnul nostru într-o împrejurare. Omul acesta este pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. A spus Petru înaintea marelui preot, înaintea Sinedriului lui Israel. Și eu am fost vindecat de Domnul în decembrie 2000, cei din Biserica Gloria știu lucrul acesta. Medicul mi-a spus, în 3 ore muriți dacă nu vă operez. Și au venit 3 păstori și mi-a făcut ungerea cu un de lemn în numele Domnului, n-a murit,
n-am fost operat, stau înaintea dumneavoastră și predic Evanghelia veșnică, îi încurajez pe bolnavi și le spun ascultătorilor mei dragi de această după masă, credeți, Iisus e în același loc, stă pe scaunul de domnie împreună cu Tatăl. Dacă spune un cuvânt, orice bolnav se poate vindeca, oamenii se schimbă, lumea se schimbă, nu în bine. După cum bine vedeți, lumea se schimbă în rău, merge din rău înspre mai rău, dar Iisus rămâne același, își ține cuvântul, este același, binecuvântat să-i fie numele. Al doilea lucru pe care l-au mărturisit Petru și Ioan, înaintea Sinedriului lui Israel, înaintea celor mari de la Ierusalim, este scris în Fapte capitolul 4, versetul 11. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. El, adică Iisus, e piatra lepădată de voi, zidarii. Cât curaj la oamenii aceștia necărturari, oamenii aceștia simpli, care n-aveau teologie și n-aveau școli înalte, erau plini de Duhul Sfânt și au avut îndrăzneală, au avut curajul să-i spună marelui preot și celorlalți preoți care l-ascultau, Iisus e piatra lepădată de voi zidarii, dar a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Care-i înțelesul acestor cuvinte? Știți toți ce înseamnă cortul întâlnirii piatra vie? Mă gândesc că dacă e a cincea ediție, cineva v-a spus. Știți cine este piatra vie? Apostolul Petru spune în 1 Petru capitolul 2 că El este piatra vie, adică Domnul este piatra vie, iar cei mântuiți sunt pietre vii, așezate în această clădire bine închegată. Clădire sau clădirea bine închegată este una dintre metaforele folosite pentru biserică. Și Petru a spus celor care stăteau înaintea lui că Domnul este piatra lepădată de voi zidarii. În Psalmul 118 Biblia spune că Domnul Iisus este piatra lepădată de zidarii lumii acesteia. Și Domnul a vorbit despre sine citând din Psalmul 118. El este piatra lepădată de zidarii lumii acesteia. Știți care este învățătura pe care o tragem de aici? Nu oamenii religioși, nu cei care par că zidesc biserica, sunt adevărații ziditori ai bisericii. În ținutul Cezarei lui Filip, Domnul Iisus Hristos a spus, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Ce înseamnă piatra din capul unghiului? Ce înseamnă piatra vie? Piatra ungulară era o piatră care se punea la temelie, în colțul fundației. O piatră care lega toată clădirea. Fără piatra ungulară nu se putea. Și de fapt Petru spunea și Scriptura spune că biserica nu se poate zidi fără Domnul Iisus Hristos. Biserica este o realitate de 2000 de ani. A început zidirea bisericii în ziua cincizecimii și continuă până astăzi. Cei care cred și se întorc la Domnul pot să intre în componența acestei biserici multimilenară de acum. Este o biserică biruitoare. Farisei și cărturarii de la Ierusalim voiau credință, voiau religie fără Iisus Hristos. Dar lucrul acesta este imposibil. El este piatra
lepădată de zidarii lumii acesteia, dar e piatra aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. El este temelia bisericii. El este piatra ungulară a bisericii și a istoriei și a universului și a veșnicilor. El este cel dintâi și cel de pe urmă. Binecuvântat să fie numele. Cei de la Ierusalim erau deranjați de numele Iisus Hristos. N-ar fi vrut ca apostolii să mai pomenească numele acesta. Dar în final Petru a spus: judecați, este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi sau de Dumnezeu. Nu există evangelizare fără Iisus Hristos. Nu există mântuire fără El. Și în al treilea rând Petru a spus: în nimeni altul nu este mântuire. Nu s-a dat oamenilor sub cer alt nume în care trebuie să fii mântuiți. E un singur nume, iubiți ascultători, în care omul păcătos mort în păcatele lui poate să fie mântuit. Și numele acesta este numele Iisus Hristos. În numele Domnului se obține iertarea păcatelor. Și în casa lui Corneliu Petru a spus: toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. În numele Domnului Iisus se obține mântuirea. În numele Domnului Iisus se obține statutul de copil al Domnului și cetățean al cerului. Tuturor celor ce L-au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. În numele Domnului Iisus poți fi vindecat în seara aceasta. În numele Domnului poți să fii mântuit și poți deveni o piatră vie pe care marele constructor te poate așeza în clădirea aceasta bine închegată, în clădirea bisericii biruitoare a Domnului Iisus Hristos. Nu-i altă cale, nu-i alt nume. Se propagă multe erezii astăzi în lume. Se fac eforturi mari și de oameni care au mare vizibilitate. Oamenii aceștia încearcă să ne convingă pe noi creștinii să nu mai fim exclusiviști. Să nu mai tot spunem că mântuirea este numai prin Domnul Iisus Hristos. Și probabil că în viitorul apropiat se vor da legi care ne vor interzice să spunem că numai prin Iisus se ajunge în cer. Numai prin Iisus se capătă mântuirea. Dar adevărații martori ai Domnului Iisus, urmașii lui Petru, al lui Ioan, al lui Pavel, nu vor renunța la adevărul pe care trebuie să-l predice. Pentru că oriunde ne uităm în Noul Testament, înțelegem foarte clar că mântuirea se capătă numai prin Domnul Iisus, în cer se ajunge numai prin El. El este ușa. Eu sunt calea, adevărul și viața, spunea Domnul Iisus. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Prietene care mă asculți în această seară, ușa mântuirii este încă deschisă. Ce închid eu, nimeni nu poate deschide. Și ce deschid eu, nimeni nu poate închide, a spus Domnul. De 2000 de ani, ușa mântuirii este deschisă. Mulți au încercat să o închidă. Împărații romani, cei care au condus lumea în întunericul evului mediu, dictatorii comuniști, lideri musulmani și așa mai departe, au încercat să închidă ușa, dar Domnul este mai mare decât toți. Ce eu deschid, nimeni nu poate închide. Dar va veni o zi, va veni un ceas, când stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. Cei rămași afară vor bate cu disperare și vor spune: Doamne, Doamne, deschide-ne! Și dinăuntru lui se va spune: nu vă cunosc.
Vai de cei care vor rămâne afară și ferice de aceia care vor intra înăuntru, vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, cu apostolii, cu martirii, cu prorocii, cu mântuiții lui Dumnezeu din toate vremurile. Ușa încă este deschisă. Vrea cineva să primească mântuirea în această dupămasă? Vrea să intre cineva în împărăția lui Dumnezeu? Vrea cineva să devină o piatră vie, așezată în zidul, în edificiul spiritual al bisericii? Încă mai este har. Încă Domnul cheamă și mântuiește. Mi-am adus aminte în aceste momente de una dintre cele mai spectaculoase convertiri pe care le-am văzut eu în anii noștri. O întoarcere la Domnul de care m-am bucurat foarte mult, că e vorba de o rudenie de-a mea. Și s-a întâmplat în anul 2000 și vă spun pe scurt cum s-au petrecut lucrurile. Atunci, în anul 2000, ne-am dus în localitatea Pilu, vă spuneam că acolo m-am născut, și ne-am dus să inaugurăm noua casă de rugăciune cu mulți membri din familia mea, cu păstori din Arad. Am luat un grup de fanfariși, corul Vă Plătesc de la biserica noastră. Era foarte mare sărbătoare și ne-am dus. Și știți cum este la orice inaugurare? Primarul era acolo, directorul de școală era acolo. Erau foarte, foarte mulți săteni care au venit la eveniment. În mulțime, la un moment dat, l-am zărit pe vărul meu primar cu doi ani mai mic decât mine și pe soția lui. Trebuie să vă spun că m-am mirat și oarecum m-am bucurat că i-am văzut. Nu i-am chemat. Și știți de ce nu i-am invitat? Pentru că amândoi erau alcoolici. Probabil că în momentul acela în Comuna Pilu nu era cineva mai alcoolic decât vărul meu. Dinainte de a avea 20 de ani, a început să consume mult alcool și avea atunci, în 2000, 43 de ani. Era un om care bea totul și s-a căsătorit cu o femeie ca și el. Degeaba îi dădeau unii și alții bani și rudenile noastre și frații lui de corp, bea totul și era mereu sărac. Și l-am văzut în mulțime. Domnul a dat un mare har, a fost o atmosferă cerească acolo. Și mă gândeam, Doamne, oare cui ai vorbit? Inima căruia a rămas străpunsă în urma slujbei de dedicare a casei de rugăciune. Nu mi-a trecut prin minte că Domnul a vorbit vărului meu și soției lui. După inaugurare, la ceva vreme, păstorul bisericii m-a sunat și mi-a spus: frate, vărul tău împreună cu soția lui continuă să vină la biserică și mi-au spus că vor să se boteze. Când am auzit, am trăit un mic șoc. Efectiv, n-am avut curajul să mă bucur. Chiar dacă predică Dumnezeu face minuni și că înviază morții, suntem totuși oameni. Și am spus păstorului: e bine, dar nu cumva să te grăbești și să-i promiți că îl botez. Știi cine a fost, știi ce mare pătimaș? Să lăsăm timpul să vorbească. După alte câteva săptămâni m-a sunat păstorul și mi-a spus: și el și soția lui vin cu regularitate la casa de rugăciune. Și mi-a spus că de atunci n-a mai pus strop de alcool în gura lui. Nu mai fumează, nu înjură și a schimbat viața. Știți ce am spus atunci? Cine sunt eu ca să te opresc pe tine ca și păstor să primești la catecheză? Când începe catecheza, primește-l și pe el, primește și pe soția lui și să se pregătească pentru botez. Dar i-am spus: dacă se vor boteza, vreau să vin și eu neapărat la botezul lui și al soției lui. Și botezul a fost în 2001, în luna iulie. Am luat din nou un grup de fanfariși de la noi din biserică și ne-am dus. Țin minte că era o zi călduroasă de iulie. M-am uitat în sus la ora 9 fix, că eram încă în fața bisericii, fanfara cânta. Nu era niciun nor pe bolta cerului. Și cu fracțiuni de secunde înainte ca să intrăm în biserică,
a ajuns în fața bisericii o mașină din care au coborât cele două surori de corp ale vărului meu. Cea mai mare era medic în Arad și cealaltă lucra în învățământ. Și mai era un frate care tot în învățământ lucra. El era oaia neagră, să spun, a familiei. Când cele două surori au coborât din mașină, m-am uitat la ele cu atenție, au început să plângă. Am intrat în biserică, a început serviciul divin de botez, a durat cam două ceasuri, apoi botezul propriu zis. Am observat-o pe sora lui cea mare, pe doctoriță, că nu s-a oprit din plâns niciun moment. Am și zis, Doamne, de unde atâtea lacrimi? A fost o masă de dragoste după aceea și ea tot plângea. Parcă o văd și acum cum îi curgeau lacrimile din ochi și bucatele pe care le servea erau udate de lacrimi. M-am apropiat de ea și înainte ca să apuc să spun ceva, mi-a spus ea următoarele. Recunosc întoarcerea la Dumnezeu, schimbarea fundamentală a fratelui meu, e minunea lui Dumnezeu. Ce n-am reușit noi cu banii pe care i-am cheltuit, ce nu pot face centrele de dezalcoolizare, poate face Dumnezeu. Și am spus, așa este. Și ne-am bucurat cu toții. În 2003, Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt și a botezat-o și pe soția lui. Iar mai apoi, după câțiva ani, păstorul, între timp s-a schimbat păstorul la Pilu, și păstorul mi-a spus, uite, aș vrea să-l ordinez pe vărul tău, să-l ordinez în slujba de diacon. Și am spus, nu cumva să ai în vedere faptul că este văr cu mine. Și nu l-a ordinat chiar atunci, a mai stat, m-a sunat din nou, n-am pe cine. Nu lipsește la biserică, este un exemplu, se implică și în administrație, este cel întâi, din tâi în fapte bune. Și apoi am spus, pune la votul secret și așa cum se procedează la noi, din câte știu, n-a avut pe nimeni împotrivă nici la votul secret și evident că la ordinare m-am dus. Și a venit și sora lui mai mare, care vă spuneam că e medic, și când am stat la masă, și-a deschis sufletul și mi-a spus, îți spun sincer, că atunci când am fost la botezul lui, m-am bucurat, dar oarecum m-am temut. Și am zis, nu cumva să înceapă din nou să bea după o perioadă de timp. Dar acum sunt convinsă că el este un om nou, e un om schimbat, a scăpat de toate patimile pe care le-a avut, e un om mântuit cu adevărat. Domnul a rupt toate lanțurile întunericului, lanțurile păcatului de pe sufletul lui. L-a scos din groapa pe Iri și l-a pus pe stânca mântuirii. Asta înseamnă mântuire. Păcatele iertate. Trecutul acoperit cu sângele Domnului Iisus. Salvați mulți din ghearele păcatului, scos din robia păcatului. Liber din punct de vedere spiritual. Și legat cu toată puterea de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire. Sub cer nu s-a dat oamenilor alt nume în care trebuie să fie mântuiți. E un singur nume. E o singură ușă. Este o singură cale. Singurul mântuitor dat oamenilor este Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. El este piatra lepădată de zidare lumii acesteia. El este piatra vie, iar noi suntem pietrele vii, așezate de El, marele zidar, în această construcție care nu se poate prăbuși niciodată. Singura construcție care rezistă de milenii este Biserica Domnului Iisus. El este piatra din capul unghiului. El este piatra vie. E Mântuitorul, este Domnul. El te cheamă în această dupămasă să vii la El, să-ți ierte păcatele, să-ți dea mântuirea fără bani
și fără plată, să te vindece dacă ești bolnav, să te elibereze dacă ești pătimaș. Deci dacă ești rob al unui lucru, dacă ești legat de vrășmașul, poți primi eliberare în această dupămasă. Nu eu, ci El. Petru a spus, de ce vă uitați sinte la noi? Nu noi prin cucernicia noastră l-am vindecat pe omul acesta. El, Iisus, uitați-vă la El. Ați vrea acum în final să ne uităm la El cu credință? Să închidem ochii trupului și să deschidem ochii inimii. Să ne uităm la El, la Domnul Iisus Hristos. Să cerem iertare. Sângele Domnului Iisus ne curățește de orice păcat. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Sângele Domnului Hristos curățește cugetul de faptele moarte care sunt în el. Cugetul tău, sufletul tău, ființa ta, poți să fii curățit în întregime în această dupămasă. Prin sângele Domnului Hristos poți primi harul iertării. Ai probleme de sănătate? Ești bolnav în trupul tău? Pe locul de la Poarta Frumoasă, Dumnezeu l-a vindecat prin Petru și Ioan. V-am spus cum Domnul a vindecat-o pe mama în 1964. Pe mine m-a vindecat în decembrie 2000. Și s-ar putea depune multe mărturii în locul acesta. Credeți că Domnul Iisus Hristos este aici? Credeți că iartă păcatele și dă viața veșnică celor care cred și se întorc la El cu pocăință? Credeți că El este acela care poate să vindece și astăzi? Și eu cred. Haideți să ne rugăm. Și aș vrea să ne rugăm cu toții. Nimeni să nu cânte când ne rugăm. Nimeni să nu vorbească atunci când ne rugăm. Nimeni nu să nu se plimbe atunci când ne rugăm, ci să ne rugăm cu adevărat, cu buzele și cu inima. Ne rugăm Tatălui Ceresc, în numele Domnului Iisus, călăuziți de Duhul Sfânt. Și am vrea după rugăciunea aceasta, Domnul să ridice toate poverile, să vindece sufletele rănite, să dea pace celor care n-au pace, să ierte păcatele, să dea mântuirea, să vindece bolnavii și de la popasul spiritual din această dupămasă să ne întoarcem la casele noastre plin de bucurie. Eu nu vă pot da această bucurie. Uitați-vă la El, la Domnul Iisus Hristos. El ne dă pacea care întrece orice pricepere, ne umple de bucurie și de Duhul Sfânt, ne iartă, ne mântuiește și ne vindecă. Binecuvântat să-i fie numele. El este piatra vie. Și să-i spunem în această rugăciune că vrem să fim pietre vii în această clădire bine închegată, care este biserica biruitoare a Lui, pe care o zidește de 2000 de ani și după care va veni foarte curând să o ia și să o ducă în glorie. Amin.